Ana Maria Prodan a fost căsătorită cu Tiberiu Dumitrescu, iar împreună au două fiice, pe Sarah și Rebecca Dumitrescu. Deși au divorțat, impresara și fostul basketbalist au o relație foarte bună și păstrează legătura. Recent, Ana Maria Prodan a vorbit despre despărțirea de tatăl fiicelor sale. Ana Maria Prodan și Tiberiu Dumitrescu au fost căsătoriți între anii 1998 și 2007 și au împreună două fete, Rebecca și Sarah la peste 16 ani de la divorț, Ana Maria Prodan a dezvăluit motivul pentru care s-a despărțit de primul ei soț. De asemenea, impresara a vorbit și despre sărbătorile pe care le făcea împreună cu Tibi Dumitrescu, în familia, în America. Ana Maria Prodan a vorbit într-un interviu despre despărțirea de Tiberiu Dumitrescu, declarând că ruptura s-a produs la inițiativa ei după divorțul de fostul basketbalist, Ana Maria Prodan s-a căsătorit cu Laurențiu Reghecampf, de care s-a despărțit anul trecut. Ana Maria Prodan, 51 de ani, a fost căsătorită aproape 10 ani cu fostul basketbalist Liberiu Dumitrescu, iar împreună au două fiice, pe Sarah și Rebecca. Cei doi s-au despărțit în 2007, dar au o relație foarte bună. La peste 16 ani de la divorțul celor doi, agenta FIFA a dezvăluit care a fost, de fapt, motivul pentru care s-a despărțit de Tibi Dumitrescu. Conform impresarei, divorțul s-a produs la inițiativa ei. Cele mai frumoase amintiri sunt din America, din familia noastră, cu fetele. Erau foarte frumoase sărbătorile atunci, în familie. E ciudat, acum lumea mă întreabă de ce l-am lăsat pe primul soț, pentru că sunt un om foarte bun și știu că merită mai mult decât pot eu oferi. Îmi aduc aminte cât e de frumos în Vegas de sărbători. Abia aștept să mă duc. Anul ăsta suntem toți acolo, a spus Ana Maria Prodan, potrivit Wobis Ro. În urmă cu ceva timp, Ana Maria Prodan a povestit ce anume a dus la despărțirea de tatăl fiicelor sale. Ne-am pierdut în ani, eu îmi doream o altă viață, în lumina reflectoarelor. Tibi era un tip foarte bun, un om minunat. În viața lui nu m-a deranjat cu un cuvânt, dar eu, fiind un om foarte direct și care nu a fost niciodată egoist, când mi-am dat seama că îmi doresc cu totul și cu totul altceva. Nu se punea problema de bărbați, ci de viață. De ce îmi doream să fac în carieră, voiam să mă întorc în România. Să intru în impresariat, voiam multe lucruri cu care nu putea fi de acord vreodată, pentru că întotdeauna așa dorit să rămână în America. Să ne creștem copiii fără publicitate, fără reclamă, ca o familie normală. Rar am văzut un asemenea tată, care să trăiască pentru copilul lui. Am stat doi ani de zile în aceeași casă, divorțați fiind. Tibi m-a iubit dumnezeiește, el e omul care mi-a dăruit ceva minunat, două fete de vis, a avut grijă de mine. De ce să fac asta? Pentru că el nu era fericit cu mine, nu puteam să-i ofer ce avea nevoie, a transmis Ana Maria Prodan, în cadrul podcastului, tare de tot, cu Viorel Grigoroiu.